Și acum despre ceea ce se cheamă continuare despre cazul nostru, pe ca să ne demonstreze că este bun și așa, vecinul nostru, cel bun, care țin pașii, urla în fiecare zi. Ba că e director la EMAG sau pentru EMAG sau mai știu eu ce, mâine ar vrea să discute ca nu știu cine, păi da, ce deștept sunt eu, ce prostie asta. Ia uite, economie, da, las că-i arăt eu, mă fac director, da. În firma lui, să le demonstrez, da. Bun. După care începe să strige, pe dar nu-i să spală gâza, că nu știu ce, că nu știu cum. Păi ce, disperarea când ajunge de pe tine, să plătești pensia alimentară pentru copilul din flori pe care l-ai procreat? Opa, stai un pic. Încep să mă deștept. Deci, cum spuneam, disperarea când vine că trebuie să plătesc pensia alimentară pentru copilul din flori procreat. Da? Și avortul n-a fost o soluție pentru că nu a avut ea. Duce la micșorarea târnei de bani, da, și să dea din partea primăriei, să aibă și el, da, continuăm mai departe, trebuie să ajungă mai sus decât ăsta, frate, pentru că nu-l înghit, nu-l înghit, știi, adică ăsta care îl vezi în fața ta acum. Așa că ajungi la ceva de gen, mamă, m-am angajat în firma lui ăsta ca director. Mai rămâne să vezi că unul dintre angajați, sau una dintre angajate, este verișoară sau văr, sau neam, să nu-l ajut eu pentru verișorul meu este la ananghie. Nu mai are târna de bani pentru că trebuie să plătească pensia alimentară și să ducă și la servici. Ca navetist. Mai continuăm? Trebuie să-l dau jos pe ăsta care vorbește acum. Pe ăsta, adică eu. Ca să-l pun pe-al meu verișor sau verișoară mai sus decât îi trebuie. Să ducă să discute sau nu știu ce. Parfum, nu? Parfum, parfum. Bun, și continuăm. Să duce la discuții. Ca director, la procese. Ca director și toate cele. Și de ce? Să duce la discuții. La negocieri. Păi da. Dar știți cum începe? Dar cum a fost în pat cu nu știu cine? Oaia bătrână. Ți-a plăcut când ți s-a dat cina cea de taină? La Mesopotamia, all good. Terminăm un pic, trecem mai departe. Da, cu fata care ai pierdut-o, Stan, numit, nu știu. Cum a fost? Și astea sunt negocierile lui. Ca director. Partea cealaltă, patronul, hai mă, ce ai discutat acolo? Cumpără, face, drege, nu face, nu drege?
Interessante. Interessante. Mas jamais a parte. Pentru că nu este nimic bun, e destituit din funcția de cel mai bun. Director pe pământ. E soarele. Se învârte în jurul lui pământul. Nu pământul în jurul soarelui. Este destituit pe o funcție mai jos. Bineînțeles că na, a făcut și ceva dandanare pe la 14-15 ani și e cu patalamaua pusă pentru când mergea pe blat de la școala 14 cu autobuzul. Că na, mama și cu tata a vrut o școală mai bună pentru băiat. Și atunci firma începe, parcă ar merge să-l iau, da. Dacă știam că vin ăștia peste mine, ăștia, mamă, nu-l mai băgau în seamă, frate, știi? Așa începe patronul. Așa că are două variante. Două variante. Sau două oameni. Boba numărul 1 ori este concediat pentru că n-a fost bun, ori 2 este destituit din funcție și pus pe o funcție similară ca băiatul din față, care vă vorbește acum. Când e concediat, e simplu. A scăpat toată lumea de durere de cap. Gata. Nu mai au paracetamol, aspirine, nurofen, ibuprofen, nurofen forte și toate cele. O sticlă de palincă, ca să mă îmbăt că am fost prost că l-am angajat. În fine. Sau whisky, sau vodka, sau mai știu eu ce. A doua variantă. Este destituit din funcție și pus mai jos. Ierarhic. Și începe. Păi da, dacă tu tot ai avut idei, crede, când ai fost pe funcția sus, să se facă și schimbul 1, 2 și 3. Pentru fiecare schimb 1, 2 și 3, organigrama înseamnă suplimentarea personalului. Bineînțeles că patronului sau angajatorului ori îi pică bine, ori îi pică la fel cu faza de a fi cercetat de autoritățile locale. Din cauza ta sau a ta sau a ta și cum spuneam, iar paracetamol, aspirină, nurofen, ibuprofen, nurofen forte, o sticlă de palincă, o sticlă de horincă, whisky, vodcă și mai știu eu ce. Terminăm cu aceasta și îl punem pe alt post. Fiind două, trei schimburi, e simplu. El vrea pe schimbul de noapte, pentru că noaptea e liniște. Nimeni nu-l verifică, nimeni nu face, nimeni nu drege, nimeni, absolut nimeni. Așa e românește. Și începe. Păi da, de ce mă puneți pe schimbul 1?
Mă pune pe schimbul 2 sau 3. Tu de ce crezi? Pentru că am o durere de cap. Și trebuie să iau și Nurofen, și paracetamol, și whisky, și vin, și bere, ca să-mi treacă de la ale tale belele vere. Dacă mai ai și un angajat în firma respectivă care te susține sau e rudă cu tine, e și mai nașpa. Adică cum? Păi așa, așa doarme 4 ore pe noapte, urlă, țipă, după stana lui, după chestiunea aia bătrână, după târna aia de bani și toate cele. Și o să înceapă. Dar de ce? Dar de ce nu mă puneți pe schimbul 2 sau 3? Uite așa, ești sus, supraveghere. Dar de ce nu mă puneți? M-ați dat jos, că eram bun. Dar de ce? Interesant, nu? Bun, și o să înceapă. Ție nu ți se dă nicio primă, pentru că o bună care ești. Ție, adică cel care vorbește acum, pentru că îl bălăcărești pe verișorul, vărul, vecinul sau mai știu eu ce. Și asta înseamnă că nu ești bun. Când va veni el, va veni el, prima dată va fi director, direct. Cu șpagă sau fără șpagă, nu contează. Direct plantat pe scaun. Nou-nouț, curat, parfumat, spălat, apretat, îmbrăcat cu cămășuță și cravată, direct pe scaun. Poc! E bine acum? E bine. Te duci la o întâlnire de afaceri, da, și până să fie, ca să am stomacul bogat, pentru că am o pensie alimentară de plătit pentru al meu copil. Infla. Trecem mai departe. Când e dat jos, renunță la asta. Trebuie să-mi faci planul de producție. Nu ești bun, nu să faci planul de producție. Planul de producție cincinal sau planul cum era pe vremea aceea. Astăzi avem planul de producție pentru a noastră uzină de a produce 400.000 de Dacia Lăstun sau Dacia 500. Cei care vor face planul de producție vor primi prin și după care începe radio sau televiziunea română cu reportajul. Astăzi, pe data de la ora cutare, s-a îndeplinit planul de producție și s-a ajuns la magnifica număr de producție a Daciei Lăstun 500 la 401.000 bucăți în această lună. Am și depășit-o și suntem foarte fericiți. A noastră conducere ne mulțumește foarte mult că am făcut acest plan bun. Și începe. Dar de ce? Pentru că nu s-a făcut. Da, de ce? Da, de ce nu s-a făcut? Din ce motiv
Pentru că nu sunt oameni. Da, de ce? Pentru că au venit alte comeni. Da, de ce? Și muncești ca nebunul, știi? Cu o târnă de oameni, ca pe vremea, hai să spunem, apusă de 8, din 89, da, de ce? Că toată lumea se ducea la muncă, se întorcea de la muncă. Da, de ce? Dacă se făcea planul, primea o primă, dacă nu, avea loc de muncă. Da, de ce? Câteva cuvinte aparte despre a noastră minte.